Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, în filmul trecut v-am arătat că am luat două rame cu mâncare la o colonie și o duc în altă parte. Iată unde o să o duc eu. Acum câteva zile am scos mărcilii care le consideram eu încă de calitate, încă mai sunt bune, sunt tinere de anul trecut și le-am scos afară din coloniile lor. Și acum ele să văd câtă mâncare au. Dacă au mâncare, încă nu le aduc mâncare. Las să văd care câtă mâncare are. Ia uitați. Deci, eu i-am lăsat aici ce trebuie să fac. Sunt oameni care nu sunt de acord să dăm foițe la astfel de roișori formați. Să îndepărtez albina. De ce să nu-i dăm? A trecut dincolo de diafragmă și a clădit aceste limbi. Apicultorii zice limbi, limbi de ceară. Așa zic ei. Și sunt construite cu celulă de albină. Așa, deci ăsta a crescut, o să crească sau nu știu cum să zic, o să crească foarte repede, scot afară diafragma și iată ce bine. Bine arată acest nucleu format, roi, acest roi format. Iată câtă albină avem noi pe roiul ăsta aici. Ce văd? Mâncarea se duce încet, încet. De pe această ramă eclozează puietul. Deci cum formăm un astfel de roi? Cu puiet căpăcit, dar să aveți calitate la puiet, și această calitate nu o obțineți decât cu măcile de calitate. Așa. Și ce-i mai fac eu la ăsta? Acum, de exemplu, aș putea să scot o ramă din asta să mai fac un nucleu. Da, și aici eclozează puietul. Mai e ceva în mâncare. Văzuse matca pe ei. Nu cred că a căzut jos. Ce mai face el la ora asta? Renunță la puietul de trântori. Nu mai are nevoie de trântori. Mă uit după mătcuța, am văzut că acum nu mai are rost. Este ea pe undeva. Punem la loc. Și iată ce fac ea. Deci, avem loc pentru 4 rame. El își aduce polen.
Cer scuze că mă bag în față. Nu vreau să turtesc albine de aia. Vin așa mai încet. Așa, și o să vedeți ce fac acum. 2 secunde că am ceva nevoie. Gata, am revenit. Am adus niște foi. Le punem o foaie. Așa. Lângă această foaie venim cu rama cu mâncare. Aceasta e rama cu miere care am luat-o din o colonie. Și cu asta am terminat. El acum se va, până va crește foița, o să fie bine, fără a mai veni cu sirop la. Nu venim cu niciun fel de sirop. După un anumit timp o să vin cu ulei esențial, dar cu un sirop care nu afectează albinile aproape deloc. Acest sirop îl prepar doar pentru a da ulei esențial albinelor. Iată, s-au desprins astea. Punem la loc. Asta este. Ce putem face cu să desprins? Trebuie să pun hoșurul bureci. Bine, le las deocamdată așa. Apoi voi veni eu într-o zi și le voi repara. Asta e un nucleu, un roi, gata, pe 4 rame. Ia să vedem următorul cum arată. Nu e, e posibil să nu se fi dezvoltat chiar toți la fel. Că n-ai cum să fie toți la fel, ar fi bine, da? Uite, de exemplu, ăsta n-a mai crescut chiar așa. Aici facem alt tip de lucrare, în funcție de cât albin avem. Primul lucru care îl observ este albina de pe diafragmă. Această albină care e pe diafragmă ar putea pur și simplu să stea pe o ramă, nu? Ar fi mai indicat. Fiindcă pe diafragma de polistiren n-are ce face. Iată, față de alte colonii, alt roișor formal, el aici are miere. Are miere. Să văd dacă și o at mătcuța. A o at. El nu e chiar așa populat ca vecinul lui, dar îl ajută la căldură. Fiind unul lângă altul, iată și aici e clozată albinuța și o să o la loc.
Nu, ăsta nu o să-i pun foaie. Avem albinuța tânără. Mi-aduc doar mâncare și îl las în pace. Cât timp îl lăsăm în pace? 2 săptămâni. Venim doar să verificăm dacă are mâncare. Doar atâta verific la ei. Hrana. Venim cu rama cu mâncare. Iată aici, dacă în 2 săptămâni această mâncare este încă aici și albina este tot atât, putem jongla cu, luăm de aici puiet larvar și aducem o ramă cu puiet căpăcit. Deocamdată dar rama cu mâncare. Iată cum luăm decizii să fie bine la albinuțe. Iată ce, iată cum este cu îngrijirea roilor formați. Totul e vorba de mâncare și de căldură. Când cumpărați un roișor, mereu vi se recomandă să nu lipsească sirop. Așa este, e vorba de mâncare. Da, vedeți diferența dintre roiul care îl cumpărați ca începător și roiul format într-o stupină unde aveți posibilitatea să veniți cu hrană. Fiindcă acasă e cu totul altceva. Adică într-o unde ai posibilitatea să îngrijești astfel albine. Înainte de a încheia filmul, mai vreau să văd un roișor din ăsta. Și am să mă duc să-i aduc și lui mâncare. Am posibilitatea aceasta să-i aduc mâncare. Deci primul lucru care mă uit e diafragma. Ia. Albina aceasta ar putea sta pe o ramă. Unde nu văd limbi crescute, nu voi pune foaie. Voi pune foaie doar la cei care au tendința de a crește foi. Se observă destul de ușor acest. Acesta are foarte mare nevoie de mâncare. Îl simt la mână că nu are mâncare. Mă duc aici în partea superioară a ramei și mă duc să-i aduc și lui o ramă cu mâncare. Exact cum ați văzut în de-a lungul filmului și în filmele anterioare. Bun, cu asta o să închei filmul. Și cei care iubiți albinele, îngrijiți-le ca atare. Până data viitoare, numai bine!